Ministerul Sănătății a anunțat despre decesul a 55 de oameni din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Totuși, aproape toate cazurile raportate sâmbătă sunt dintr-o altă zi. Potrivit datelor, ieri 5 persoane au fost răpuse de COVID. Totodată au fost confirmate 730 de cazuri noi de infectare după procesarea a 5218 teste. Dintre acestea, 10 sunt cadre medicale, iar 4 au adus virusul de peste hotare. În spitale sunt internați 2494 de pacienți, dintre care 290 se află în stare extrem de gravă, iar 22 sunt intubați. Pe parcursul zilei de sâmbătă, 1049 de persoane s-au vindecat de COVID-19.